eu vreau justiție, copilul meu nu, eu îmi dau seama. Dar au rămas doi copilași pe lume, care și așa doi copilași au să mai crească și au să caute și ei adevărul de tăticul lor. Au să caute adevărul și de mine ca bunică. Fiindcă și aici e o tragedie peste tragedie. Eu care am primit nora în casă de la vârsta de 18 ani, era un copil și băietul meu era copil, că eu așa și-am spus lui mama, lui nora mea. Plângeam cu lacrimi amare și nu eram de acord ca să căsătorească, dar nu din motivul că aveam ceva contra lui nora mea. Nu, eram contra că erau doi copii care încă aveau nevoie să mai crească, să mai maturizeze, să mai... Bine. Păi voi prin lege și de la 16 ani să căsătorească, dar deja la 18 ani nu mai puteți să-i numiți copii. Domnul Oleg, s-au schimbat timpurile și cred că... Dar mă rog, a fost ce aici a fost. Eu pe nora mea am primit-o. Am fost și ca mamă, și ca prietenă, și că e singur, spune și la prietenii ei, că e cu mine, are dialog mai mare, e cu mine, poate vorbească mai liber ca cu mama ei. A fost pentru mine o fiică. S-au început, după un timp, s-au început conflictele între dânsii, cred că tot, din vârsta tinereții, din vârsta, într-o familie, când sunt probleme, niciodată nu-i vinovat numai unul. Îți vinovați amândoi, univa greșesc amândoi. Băietul meu s-a îndrăgostit de o fată care eu am luptat numai nu știu cum, ca băietul meu să-și crească copiii, să lepe de așei fată. Eu am fost cu nora, am plâns cu dânsa împreună, am ținut-o la mine, am făcut vacanță împreună, dar nu numai cazul și ăla pe noi ne-a unit încă și mai tare. Și până atunci, eu am fost pentru dânsa sprijinul, dar nu numai pentru dânsa, pentru fișorul meu și pentru copiii ei. Eu am fost care am cumpărat primul pachet de Pampers, eu am fost la maternitate și cu primul și cu a doilea copil, eu am fost. Eu nu știu cu ce am putut eu să greșesc ca nora, după tragedie, după 2 ani, să-mi închide ușa, să pun un perete și să nu-mi permită nici să văd nepoței. Și văd că doamnele își permit persoane care nu mă cunosc și care nu știu adevărul, își permit și mă numesc și cuvinte urâte, dar lumea nu știe. Eu aș prefer ca Vica, nora mea, iese să arăte sau să-mi sune ei direct și să-mi spună: femeie dragă, ia ca unde ai greșit, ia ca unde m-ai înjosit, ia ca unde m-ai obișduit. Eu am fost care am ținut-o și... Totuși ați dat-o în judecată că nu vă permitea să vă vedeți nepoții. Am văzut o hotărâre de judecată în care vi se dă dreptate. Domnul Oleg, când am ajuns la judecat, vă lămuresc care a fost cazul. A fost, poate nici nu m-am gândit niciodată, într-adevăr, am putut să pun mâna în foc că eu cu nora mea am să am relații până nu mi-e de putere, până îi muri. Eu niciodată nu m-am gândit la o persoană care tu împarți cu dânsa băcățică de pâine, care tu îmbrățișezi când e plânge și e greu. Când eu nu m-am gândit la așa ceva, nu m-am gândit. Dar când am început a-mi ascunde copiii și pe urmă odată eu, mergând cu nepoții mei de mână, la un moment dat, Cristinuțu, când n-avea 6 ani, cum mergem cu dânșii de mânuță, dar el zice: nona, dar eu nu mai spun minciuni. Dar eu m-am oprit și la o vârstă de 6 ani, știu un copil, că zic: dar și mie minciune ai spus, Cristinuțu? Dar el zice: stătem la masă cu surioara și ne-am schimbat cu lingurile. Mâncând ei acolo, s-au schimbat cu lingurile. Nora a observat, dar cred nora sau actualul soț, și se vede că l-a întrebat și cred că Cristinuțu sau a spus că nu, n-au schimbat lingurile. Și pentru această greșeală
A ist Jura Botnar și-o permis și l-a pus pe Cristinuțu ca pedeapsă în genunchi pe Hrișcă. Vă dați seama, un copil de 6 ani, care încă nici nu avea 6 ani, o persoană străină să-și permite să-l înjosească așa de tare. Și în ora mi-a filmat cu telefonul. Hei, nu chiar străină, dacă e iubita, soțul femeii celia, e ca și cum tata adoptiv al nepoților dumneavoastră. Dar unde, cum v-ați întâlnit și vă ziceau ei nona, bunica în italiană? Acolo în Italia sau vineați dumneavoastră acasă? Ei erau în Chișinău o vreme, nu? Da, ei erau în Chișinău, dar eu așa și-am rămas la dânsii nona, fiindcă așa s-au deprins, așa s-au trezit și eu sunt nona, cred că așa și-am să mor nona. A, deci nu veneau în Italia pentru asta. Poftim? Nu în Italia veneau pentru asta, ca să-și vadă bunica. Unde? În Italia, nu veneau în Italia. Veneați dumneavoastră din Italia cu limbajul, cu limba italiană. Nu, copiii, domnul Oleg, copiii sunt născuți în Italia. Mhm. Era și fiul dumneavoastră și nora erau acolo în Italia. Dar cum? Erau acolo, am trăit împreună, într-același apartament, ca să facem economisim, mă rog, nu e așa de ușor, că știi hotare să plătești două găzi și cu ajutorul eram numai eu, fiindcă nu era nici tata lui Vica, nu era nici mama lui Vica, nu era nimeni, eram eu, unica persoană, eram eu, unica sursă. Bine, și după doi ani, ea și-a găsit alt bărbat, după ce a murit fiul dumneavoastră, și-a găsit alt bărbat și a început să trăiască cu el. Acela, ziceți că aplică forța asupra copiilor, nu-i chiar bărbat, nu-i chiar străin, e tatăl lor, n-are dreptul să aplice forța, nici tatăl, nici fratele, dar nu e un străin, cum ziceți dumneavoastră. Acum e tatăl lor și înțeleg că nu mai sunt în Moldova, chiar dacă dumneavoastră ați câștigat în instanță și i-ați obligat pe amândoi să vă facă ore de întrevedere cu copiii. Ei au plecat din Moldova și nu mai puteți aplica hotărârea cei de judecată. Domnul Radu, domnul Oleg, mă iertați, am să ajung și acolo cu legea, am să ajung, nu mă spare pe mine nicio doamnă acolo care mă critică și îmi spune că nu știu ce, lumea poate nu știe tot adevărul și îmi pare rău, vă jur că îmi pare rău să divulg adevărul care este, fiindcă în ora mea, când l-a cunoscut pe Ist Iura Botnar din Stăuceni, el era căsătorit și are o fetiță invalidă pe viață. Fetița și ea, acum anul ăsta, va împlini 7 anișori. Și nora mea mi-a spus, nu știu dacă e cazul ca eu acum să le spun pe toate. Poate n-ar trebui să scoateți secrete din familie, numai dacă e ceva ilegal, penal. Fetița a rămas cu mama ei, da? Da, da. Cealaltă fetiță. Da, a rămas, dar a rămas pe drumuri, fără casă, fără masă, fără o susținere materială, domnul Oleg. Păi ce, el a plecat pe psihotare cu tot cu casă? A plecat pe psihotare cu tot cu casă? Sau a divorțat și a luat averea? Că el a divorțat, înțeleg, nu? De prima soție și de fetiță. Domnul Oleg, înainte de a divorța, el ce-a făcut? A luat banii, aveau careva cu soție, aveau careva bani pe cont, aveau o mașină și el ce-a făcut? A luat toți banii de pe cont, a luat mașina, a vândut-o și a cumpărat un apartament acolo în Stăuceni, unde i-a spus lui nora mea că acela e cadou pentru dânsa, pentru nora mea și pentru copii. Unde eu am întrebat, că nora mi-a spus, știi, mamă, noi avem casă. Să dă de unde aveți casă, Vica, mă rog, de azi pe mâine tu spui că ai casă, asta e ceva important, e ceva... Și zic, cine? Apoi, iată, aici este Iura, m-a întrebat ce m-ar face pe mine fericită. Și e, mă rog, e ca mamă cu doi copii, o visat să aibă casa, e aparte ca fiecare și normal, e de acceptat, e de admirat. El a cumpărat casa și ea și eu îmi contri pe nora mea. Zic, Vica, și dacă el ți-o cadonat ție casa, o scris-o pe tine, nu, o scris-o pe o mătușă de-a lui. Apoi ce fel de cadou dacă ți-o cadonat casa ție? Pe urmă, soția lui... Asta, până la urmă, e treaba și viața lor. Dumneavoastră vreți să vă vedeți nepoții. Domnul Oleg, ați obținut hotărâre de judecată, dar ei nu sunt Moldova. Unde-s? Știți? Unde-s plecați? Domnul Oleg, la mine întrebarea și
grija cei mai mari e aceea, fiindcă iarăși mă întorc la Iura. Eu vreau ca lumea să înțeleagă, deși eu îmi caut așa de tare nepoțăii, deși eu sunt așa de tare îngrijorată, a ist Iura pe o doamnă care i-a fost amantă, ogolit-o de bani, ogolit-o de o șantajat-o el împreună cu tata lui, unde acei doamnă au fost pusă la pământ și bătută cu picioarele. Astea sunt acuzații. Astea sunt acuzații foarte grave și pentru care trebuie să prezentați probe, hotărâri de judecată, altfel pot fi interpretate drept calomnii și ambii putem fi trași în judecată pentru răspândire de minciuni. Domnul Oleg, dați-mi voie să termin. Unde acei doamne s-au adresat la poliție și au venit cine au și l-au luat din pat? A fost arestat o lună de zile. Nu cred că cine au se ocupă de violență în familie sau de escrocherii din astea. Sunt de competența poliției. Nu, a venit, l-a luat cine au, vă spun. Acestea date nu sunt născocite de mine. Pe urmă, el s-a căsătorit cu această femeie care au o fetiță invalidă și el și pe această femeie a bătut-o față de fetiță până fetița s-a udat în pantaloni și a lăsat-o și pe iastă, doamnă, fără bani și fără casă și fără masă. Și eu pot sta liniștită că el a să-mi iubească și o să fie tată la nepoței mei. Deci, dumneavoastră, vă faceți griji pentru nepoți și pentru nora sau vă manifestați gelozia în felul ăsta că nora și-a găsit alt bărbat în loc de fiul dumneavoastră? Nu, e absolut nu, domnul Oleg, gelozia absolut nu-i. Pentru că ficiorul meu nu este în viață, ei tineri, are numai 30 de ani, îi îndreptul ei să-și refacă viața, dar nu prin minciune. Îi place, ei place la toată lumea. Dacă el și-o permis să-i pedepsească așa nepoței, și dacă eu am văzut că nu mi-i arată și m-am adresat și la asistența socială, și din Chișinău, și din Stălceni, și la poliție m-am adresat, și unități îmi spun eu că am nimerit într-o familie foarte rea. Chiar polițistul de sector de la Stălceni mi-a spus: doamnă, îmi pare rău că a ales așa familie, nora dumneavoastră, și îmi pare rău. Vă spun, eu strigă de durere în cășaistă. Și-o schimbat și familia la copii. Vă dați seama, un bărbat care își leapă de un copil invalid al lui acasă. Eu luat și toate documentele, vă dați seama, acei femei au rămas cu fetița invalidă și trebuie să-și perfecteze toate documentele. El și documentele le-a luat. Uneori așa se întâmplă în cupluri. Dar unde au dispărut? Știți în ce țară îți plecați și ce plan aveți? Aveți o hotărâre de judecată irevocabilă din Moldova? Înțeleg că n-a participat la proces, dar instanța a decis că trebuie să vă facă grafic de întrevederi, dar nu vă puteți vedea nepoții pentru că nu sunt în Moldova. Aveți idee unde îți plecați? Da, știu că sunt în Irlanda, știu orașul, știu unde locuiesc, știu școlile unde îmblă copii, eu știu absolut tot. Dar fiind... Vă spun drept că eu nu că mă tem de acel Iură, nu mă tem, dar am înțeles că nu sunt persoane fidabile, nu sunt persoane care pot să găsești o limbă comună, nu sunt persoane care... Eu tot legal, eu am să ajung la nepoții mei, dar am să ajung numai legal, în alt chip nu. Nora mea, dacă e, când s-a dus la o petrecere, la o mătușă a ei, Valentina, m-a prezentat pe Iura ca flăcău și toată lumea acolo. Ia ce noroc m-a avut pe lume, Evica. Bărbatul i-a decedat și a luat un flăcău. Da, bun flăcău a luat cu soții și cu copil invalid. Am văzut că ați tradus în engleză hotărârea aceea de judecată de la Chișinău. Credeți că poate să aibă efect și în Europa, în Uniunea Europeană, sau vreți să inițiați un alt proces de judecată acolo în Irlanda ca să-i obligați să vă permită întrevederi cu nepoții? Când înțeleg că e și dreptul copiilor să-și vadă nona, bunica, nu numai dreptul dumneavoastră de a vă vedea nepoții. Domnule, eu aș vrea prima care v-am spus, nu mi-e rușine să-mi arăt fața, fiindcă știu că nu-s vinovată nici înaintea norii mele, nici înaintea nepoțeilor. Eu n-am greșit și nu le-am făcut nimic rău, eu de contră am fost întotdeauna pentru binestarea lor,
pentru ca să fii și încălțat și îmbrăcat și să tui. Deci ce vreți să faceți pentru asta? Văzând că nora, dar eu gândesc că nora mai mult de rușinea lumii, au fugit și de rușinea, poate și de rușinea mea, că mi-a spus foarte mult, multe minciuni și când și-a dat seama că eu am descoperit adevărul cu tot altul, că ei mi-au spus că Iura e orfan, că Iura se ocupă cu piața, că Iura, dar tot asta aparține la soția lui, soția lui e orfană, soția lui se ocupă cu piața. Poate și ea e victimă, poate și ea a fost păcălită așa. Poate e victimă și poate se rușinează de... Dar eu vreau să spun, îmi pare rău, dar am așteptat să aproape 3 ani că eu aștept că ea să-mi dăi un sunet. Și să-i spună, unde am greșit, ce am făcut, deși eu nu pot să-i văd nepoței, deși, eu accept tot, dar lasă-mi spună mie în față, nu alte persoane care nu mă cunosc, care nu știu adevărul, care nu știu cum noi am împărțit bucățica de pâine, care nu știu cum noi am dormit pe un pat, nu știu, lumea care nu știe, cum poate să te judece? Și că s-a discutat pe un grup de moldoveni din Irlanda despre asta și cineva din anturajul ei sau poate chiar ea ar fi spus că aveți un ordin de interdicție să vă apropiați de casa, de familia lor și numai să încercați că legile irlandeze sunt foarte dure. Ați încercat? O să încercați să comunicați cu autoritățile irlandeze? Domnul Oleg, dar eu sunt curioasă să văd unde interdicția și e, de care interdicții se vorbește. Vreau și eu să știu că nu sunt la curent cu nimic. Și am eu înțeles. Vă spun că și eu sunt psihotare, că și în Italia copiii sunt foarte protejați și sunt foarte, dar și eu nu că eu vreau să mă duc în Irlanda și să mă prezint la ușă și să bată în ușă. Că am înțeles că nu eu nu mai pești avocat, pești judecată, pești... Am să ajung și am să apăr drepturile copiilor, că copiii trebuie să știe și de teticul lor, și deși au altă familie, și deși... Nu la momentul ăsta, că e încă smicuț, dar ei ori crește, ei trebuie să știe, ei și să gândește, ca să îngroape tot adevărul unde. Am înțeles, doamne. Mulțumesc pentru încredere și pentru mărturie. Ținem legătura și o să urmărim procesul ăsta. Sperăm să scăpați de instanța de fond, să ajungeți mai departe la apel la Curtea Supremă, dar nu vă faceți iluzii că o să se termine vreodată procesul, că e posibil să dureze o viață, cum am, iată eu, un proces în care inculpații, suspecții, martorii deja au început să moară și probabil justiția așteaptă să mor și eu ca după aceea să facă dreptate. Eu victima. Deci nu da, vă faceți iluzii. Vreți să-mi spuneți că ei așteaptă poate să mor și eu și să închidă cazul? O să întindă mult. S-ar putea să aveți o sentință la judecătorie Florești, dar după aceea Curtea de Apel și Curtea Supremă încă mai mult o să tărăgâneze. Până acum cât a zis? 6 ani a durat? Da, 5 ani și 7 luni. 5 ani și 7-8 luni. Deci pregătiți-vă pentru o luptă foarte grea. Îmi pare rău, domnul Oleg, cum v-a spus... Nora mea, dacă eu s-a fost o persoană atât de rău pentru dânsa, pentru copiii ei, deși e doar când s-a întâmplat tragedia, nu eram în Italia împreună cu dânsa și copiii, că fosesem la mare și ne întorsesem de la mare. Ei era la mine. Deși atunci nu a spus, mamă, pe mine nu mă mai interesează și nu mai merg nici la mormântare. Pe urmă, după 3 săptămâni după mormântare, după cum știți, a fost exgumarea corpului. Nora mea nu s-a prezentat nici la exgumare. Eu pe urmă am sunat când eram de acum în Chișinău la spitalul de unde s-a făcut expertiza și a venit acolo, a stat vreo jumătate de oră și ei s-a dus, ei nu a așteptat nici... Pe urmă eu 6 ani jumătate, 5 ani jumătate fac această luptă. El nu s-a prezentat odată la o judecată. Între acești ani, o singură dată a fost la Paștele Blăjânilor, la cimitir. E prima dată când vorbesc aceste lucruri, dar pe mine ca mamă totuși mă dor. Dacă ea spune că atât de mult a iubit băietul meu și că s-a căsătorit din dragoste și a făcut copii din dragoste, unde-i tot adevărul, unde-i tot
Vă spun, nu am cuvinte și îmi pare rău și vreau să răspund la toată lumea care mă judică. Prea bun am fost și prea cu o soacră care știe la noră și mărimea la un supien și la un încălțăminte și la o hăinuță și o soacră care își cumpără o pereche din încălțăminte și ei și cumpără și la noră și de fiecare dată când intră într-un magazin să uită după hăinuți, după copii și încă îi sunam și arătam pe telefon, vii ca să cumpăr de asta, ori să cumpăr de și ei, ori nu știu dacă asta face parte din răutatea la o persoană și din... Dar totuși, cu toată suferința, cu toată durerea care Vica, nora mea, mi-a provocat-o și continuă să o provoace, eu vreau să spun că ușa totdeauna e deschisă. Eu va rămâne întotdeauna mama nepoțăilor mei.